Mulțumim. Vă mulțumesc. Vă mulțumesc, domnule președinte. În numele grupului Pro-România vă transmit că vom vota pentru acest decret, dar pentru că acum ne-ați dat și cuvântul, nu ca la povestea aia cu investirea guvernului Orban, când n-am putut să vorbim, cred că e datoria noastră să spunem niște lucruri pe care le știți, dar nu le spune nimeni. Și anume faptul că ceea ce adoptăm azi este prea puțin și e prea târziu. E prea puțin pentru că degeaba noi ratificăm o stare de urgență dacă, din păcate, guvernul nu ia nicio măsură din ceea ce oamenii așteaptă. Ne așteptam toți ieri să se anunțe foarte clar că nu se mai fac executări pentru neplata utilităților, că până pe 15 iunie firmele nu mai plătesc contribuțiile pentru salarii cu condiția să nu dea oameni afară, că până pe 15 septembrie firmele și oamenii nu mai plătesc rate și că până la sfârșitul anului toate firmele românești care produc alimente și echipament sanitar nu plătesc niciun impozit și au sprijin de la guvern. N-am auzit nimic din lucrurile astea și de asta vă spun că ce facem noi acum e prea puțin. Degeaba votăm noi în Parlament o stare de urgență care mai departe nu se reflectă nimic din ceea ce se întâmplă. Nu întâmplător am fost singurii care n-am votat acest guvern incompetent. Cei care l-ați votat, faceți presiuni să și facă ceva acest guvern. Poate să fie prea târziu pentru că eu cred că în ianuarie, în februarie, deja știam ceea ce urmează să vină și noi, domnule președinte și stimați colegi, stăteam să facem alegeri anticipate. Joia trecută trebuia să avem guvern. S-a fugit primul ministru și guvernul PNL din plen, în așa fel încât să mai pierdem timp. Starea de urgență s-a declarat luni, de parcă nu-i că nu e stare de urgență. Trebuie să spunem atât cât mai avem voie, probabil nu mult timp, aici în Parlament și în acest fel online, că ceea ce facem azi e prea puțin, e foarte târziu și că de acum încolo, din păcate, românii pot se bazeze doar pe ei, nu pe un guvern pe care nu l-au vrut și pe care noi nu l-am votat. Vă mulțumesc!